Ați auzit, probabil, PSD-ul dorește, mă rog, zice că dorește scăderea impozitării muncii. Și eu sunt sigur că îi va reuși așa cum i-a reușit și impozitarea marilor averi. Că și cu asta urla PSD-ul acum 2 ani, anul trecut, acum 6 luni, acum trei luni, până când a ajuns la concluzia că mai bine taxează tot sărăcia, domne, că bogăția e periculoasă. Da, bogăția vine după tine, domne, te și E, e foarte greu să reziști rugăminților venite din partea bogăției. Tot cu săracii îți faci treamă. Între timp au apărut discuțiile de la negocierile dintre PNL și PSD pentru pensii. Sifonate de cine? Eu cred că de PNL. De deci ce aș merge pe microfonul PNL-ului? Simplu. PNL cerea acolo un procent mai mare decât PSD-ul. Așa că a dat imediat pe surse să vadă poporul, să audă poporul. Ia uite, bă, ia uite, bă, cine e de fapt PSD-ul care vota în Parlament cu doi ani creșterea pensiilor cu 40%. Și are dreptate PNL când spune asta, nu? E, sunt niște chestii foarte interesante pe care aș vrea să le discutăm împreună. După ce ascultăm asta. 11,92 are un sens, spune Marcel cu închis 40% și vii apoi cu ajutoare astfel încât celor cu pensii mai mici să le crească cu mai mult de 15%. Lucian Bode a spus că noi, adică noi, cei din Partidul Național Liberal, am zis totuși că trebuie să crească cu 15%. Am urmat o linie. Și vine replica lui Marcel Ciolac în acel moment. Ați urmat linia asta după ce a ieșit președintele, referindu-se la președintele României, Claus Iohannis. Până atunci îi cerați demisia lui Budăi. Superb! Liberalii o țineau cu 15% ca și le-a zis Iohannis. Dar adevărata șmecherie e tocmai la treaba cu ajutoarele. Această dorință bolnavă a politicianului român, în special a pesedistului român, de a lăsa impresia că, că dă el. Da? Dă el cu mâna lui. Nu legea, nu legea dă, nu, nu, nu. El, politician. Ia mamaie, ia mamaie de la mine de mână, să mă ții minte la alegeri. Ei bine, uite cum e treaba cu aceste ajutoare. Și avem pensii în valoare de mai mică de 1.500 de lei. Mai avem acele persoane care uh, primesc în acest an, inclusiv în luna da. decembrie, înainte de sărbători, 250 de lei care se alocă la două luni. Uh, până acum erau cei care aveau până la 1.500. Am ridicat pragul acum la 1.700 de lei. Cum era aia? Mă, bate-mă, omoară-mă, eu nu înțeleg. Două tipuri de ajutoare? De ce? De ce atâta birocrație și scărpinat aiurea? Deci, băie, poporul, alo! Deci vă dăm 1000 de lei, 500 cu 500, da? Primăvara și toamna. Dar între timp, la două luni, vă mai dăm și 250 de lei. Mă, ce asta? De ce așa? Te întreb, normal, dacă ești normal la cap. Oare ce -ar răspunde ei? Sincer, mie și groază. Și stați, de fapt, auziți aici un calcul. Ministrul Finanțelor Publice i-a întrebat atunci pe cei din PNL dacă știu cât este impactul dacă pensiile sunt majorate cu 15%. Și în acel moment intervine premierul Nicolae Ciucă, care vine cu această propune. Domnilor vă propun 12,5% și ajutoare one off, ceea ce s-a și întâmplat. Adrian Căciu, ministrul Finanțelor, a calculat impactul bugetar în ședința coaliției, a calculat 17,5 miliarde de lei și a spus că se pot găsi bani pentru a acoperi. Mămica mea, vă dați seama ce fel de oameni ne conduc? Deci, cred că dacă le arăți o balanță, un bilanț, o iau la fugă. Au calculat atunci, pe loc. Normal. Uh, și spuneți-mi câți bani dăm la 15%? Uh -huh. okay. Da la, da la 12,5? Uh -huh. Și cât pe ajutoare? Deci, iese? Se închide? Uh -huh, ok. <laughs> Și în acest timp, un consilier al unui consilier cu un calculator de la de contabil făcea calculele. <laughs> PNL-ul, cred că PNL-ul a scurs stenogramele astea, fără să țină cont de, de impresia pe care o lasă coaliția asta oamenilor care au mai mult de patru clase. Adică, asculți asta și te îngrozești. Bă, a habar n-au de nimic. Ei se bazează pe ce le spun niște contabili care schimbă niște date într-un Excel. Asta e de fapt azi economia României, să știți. Un Excel în computerul unui tip care se descurcă bine cu office-ul. Atât. Vă amintiți? Ne-a spart ciucă în lunile astea cu uh, uh, să vedem uh, calculele specialiștilor, da? Haideți, specialiștii lucrează să-i lăsăm, să nu-i deranjăm, uh, 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 să vedem ce prognoze să... Ai, urea. De fapt, nu e vorba decât despre un Excel care să se închidă cât mai aproape de zero. Cum spuneam, cu ajutoarele e cam așa. Sunt date de ei. Da? De aia vor ajutoare. Ajutoarele par un fel de pomană și, atenție, ajutoarele se pot tăia fix când vor ei. Dacă poporul nu-i cu minte, opa, s-a închis robinetul cu ajutoare. Păi la alegeri va veni domnul Budăi și va zice prin toate localitățile patriei, până comunele alea uitate de lume, votați PSD-ul dacă mai vreți ajutoare, că noi, pesediștii, v-am dat ajutoare. După care vine PNL-ul. Să știți că 15% la pensii, noi am dat liberalii, PSD-ul n-a vrut. Bălăcăreală ieftină, de oameni proști. Ei ei numesc asta campanie electorală. Na. Iată cum decurg lucrurile și cu salariul minim. Avem și aici o creștere a salariului minim pe economie de la 2550 de lei la 3000 de lei. Mai avem joi o ședință în Consiliul Național Tripartit. Este deja convocată partenerii sociali. Ședință prezidată de către domnul premier și de mine. Vom avea decizia finală. O, oh, da, trebuie consultat Consiliul Tripartit un sobor de astrologi, după care facem o conferință cu mama Omida, iar în final mergem la vrăjitoare. Uite, încercăm și noi să ajutăm, domn ministru, da, facem pentru mâine o ediție specială, lucrăm la ea, pe tema asta cu salariile. Poate, poate încercați măcar să înțelegeți unde greșiți. Mă rog, asta admițând că e clar și pentru voi acolo la guvern că nu faceți ce trebuie și cât trebuie pentru binele oamenilor. Și faceți asta, e un fel de a spune că am văzut cu toții cum se iau deciziile. Bă, hai bă, să dăm 14 lei, ce dracu? Nu, frate, eu zic să dăm 12 lei și o gumă de mestecat. Ok, hai, la cârciumă toată lumea. Este foarte greu de trăit în România cu banii aceștia.